Marilyn Monroe s-a chinuit un pic la Survivor. Deci dar a ajuns departe totuși. A ajuns mai departe decât credea că o să ajungă, sincer. Nu aveam pic de încredere că eu voi rezista foarte mult acolo și totuși am stat 4 luni, lucru care m-a ajutat enorm pentru încrederea în sine. Ce a fost cel mai greu? Dorul de casă, competițiile pe care le aveați acolo? Cel mai greu și cel mai greu a fost lupta cu foamea și să conviețuiești cu niște oameni pe care nu-i știi. Să stai atâta timp non-stop numai cu ei și să n-ai cale de întoarcere deloc. Câte kilograme ai slăbit la Survivor? Cu siguranță ai slăbit pentru că toată lumea slăbește acolo, așa am observat. Și că mi-aș dori să știu exact câte kilograme am slăbit maxim, dar din păcate n-am fost cântăriți exact când aveam noi apogeul slim fit-ului. Nu știu, știu că ne-au cântărit când încă începeam noi fetele, pentru că de reglările hormonale și-au făcut simțită prezența. Noi fetele am început la un moment dat să reținem apa și ne-au cântărit, când m-au cântărit atunci aveam cam 1 kilogram și ceva în minus. Am avut mult mai multe între timp. Da. Cum te-a schimbat pe tine această experiență? Experiența asta mi-a oferit o încredere foarte mare în mine și am învățat să mă ascult, să știu că atunci când simt ceva, este drumul pe care trebuie să-l iau. Știu că ești dansatoare, faci parte din Mamma Mia, deci spune-ne, cum faci față atâtor atribuții? Eu sunt și profesoară, predau și jurizez dans, sunt și coregraf, sunt și în musicaluri, acum în Mamma Mia vor urma și altele. Fac față așa cum am făcut toată viața, sunt obișnuită să muncesc, îmi place foarte mult să muncesc și Doamne ajută să muncesc cât mai mult în continuare. Da, spune-mi, cu cine te-ai înțeles cel mai bine în competiție, dar și cine ți-a dat puține bătăi de cap, câteva? Cel mai bine m-am înțeles cu Carmen, cu Ștefania, cu Ada și mai în ultima perioadă mai nou cu Crișan. Bătăi de cap, e mult spus. Sincer, orice întâmplare mai dificilă cumva pe care am avut-o eu acolo m-a ajutat să mă dezvolt. Am avut niște certuri, să spun așa, cu Vica, bineînțeles, dar certuri care mie mi-au dat cumva avânt să merg cât mai sus.